am ocazia să prezint o carte care mi s-a părut realmente de substanță și care m-a bucurat cu atât mai mult cu cât mi-a dărit speranța și percepția unui trend ascendent în, atât în literatura science fiction românească, cât și în ficțiunea pe care se publică aici. Eu zic că e o întâlnire foarte de bun augur și fastă între un creator realmente de substanță, așa cum a spus Ioana, și editura aceasta care îi pune în evidență foarte bine scrierile. Acum, dați-mi voie să fac o scurtă prezentare a Ioanei și a ei ca autor, ca să aveți idee despre ce este vorba, și să închei cu câteva, se pare că abordarea mea tinde să devină generală. Am avut curiozitatea, după ce am citit volumul, să văd cum gândește această persoană pe care nu o cunosc personal. Și, evident, pentru că n-am putut-o întâlni personal până la ora asta, am căutat pe net câteva interviuri. Întotdeauna interviurile de autor sunt relevante pentru că strecurate acolo între întrebările și răspunsurile mai mult sau mai puțin complezente, există și diamante care ne relevă foarte mult despre cum vede acel autor science fiction-ul, cum vede domeniul în care activează, de ce, adică elemente de artă poetică extrem de... Și am găsit câteva interesante și o să vi le prezint ca să vă fac așa, să vă creionez în 5 minute personalitatea acestei tinere scriitoare. În primul rând, ceea ce știți și dumneavoastră de vreme ce sunteți aici, ceea ce editura și noi cunoaștem până la urmă, e o prezență constantă online. Și face parte, într-adevăr, cum spunea și Horea, dintre tinerele colegi talentate ale science fiction-ului nostru de acum. S-a născut la Iași, a absolvit facultatea de informatică, ceea ce îi dă un background mai degrabă hard. Și lucrează ca web designer în Iași. A debutat în revista Nautilus în 2008 cu povestirea Înghețul, care i-a adus, cum spunea Horea, premiul cititor SF pentru cea mai bună povestire românească. Și după aceea a publicat, într-o traiectorie ascendentă, Nautilus, Egofobia, Gazeta SF, Argos, SRSF, Sfera Online și altele. Are deja câteva premii primite. Premiul 2 la concursul Helion din 2012, în noiembrie 2012, o nominalizare la premiile Roncom 2012 la categoria debut pentru Plimbarea de dimineața domnișoarei Vu. Apărută în antologia Steampunk. Exact, da. Steampunk a doua revoluție. Da. Și premiul cititor SF, la care noi ne-am referit, amândoi, cea mai bună povestire. Să completez, chiar înainte de săptămâna care a trecut, înainte, exact în ziua în care dădeam la tipar volumul, am aflat că Ioana este nominalizarea din acest an la Eurocommon Encouragement Awards, deci premiul pentru încurajare al societății europene de science fiction, și nominalizare înseamnă, în cazul acestui gen de premiu, al premiilor de încurajare, înseamnă că este deja câștigătoare, chiar dacă Eurocon încă n-a avut loc, deoarece este singurul premiu pe care îl hotărăște țara respectivă, delegația țării respectivă. Deci am fi putut pune pe copertă câștigătoare a premiului Eurocon 2013, da? Am zis să nu anticipăm, fiindcă asta se va întâmpla numai peste 2 sau 3 săptămâni când are loc Euroconul de la Kiev. Da, la Kiev. Bune. Nu, ce probleme, foarte bine. Deci, este o tânără scriitoare aflată pe o traiectorie bună și eu zic că asta, fie și numai asta în sine, în vremurile astea pe care le trăim, este un lucru remarcabil. Pentru că denotă o anumită disciplină, o anumită vocație, o apetență și o anumită capacitate de sacrificiu ca să te păstrezi pe drumul ăsta și eu respect lucrul ăsta. Acum, aș spune că în cazul ei se poate vorbi de mai multe debuturi. Primul debut s-a produs în 2008 cu o povestire. Al doilea debut, cel pe hârtie, a avut un loc un an mai târziu,
cel de-al treilea debut în limba engleză. S-a produs în izinul Everyday Fiction. Și zilele acestea, Ioan Avișan debutează cu primul volum de autor tipărit, care este această culegere de povestiri, Efectul de Nautil. Deci, debuturile sunt întotdeauna faste, cât mai multe, cu atât mai bune. Și spune Ioana că Efectul de Nautil, acest volum, s-a aflat în bucătăria ei de creație pentru aproape 4 ani și până la urmă a selectat 20 de titluri, dintre care o să recunoașteți Înghețul, Din lipsă de timp, Un zâmbet de milioane, O familie de sclipicioși. Cartea este, în opinia ei, o combinație de science fiction și fantasy cu un pic de acțiune, horror, comedie și romance. Iar povestirea favorită a ei ar fi la așa, fie camuflaj, fie navigând prin ceață, care ar fi și favorita mea. De ce acest titlu, Efectul de Nautil? O să vă puteți întreba. Ioana dă două explicații. Una, pentru că prin referire la Nautil oferă ea un răspuns într-o discuție literară unei scrieri a lui Neil Gaiman. Dar asta e ceva ce ea știe și ceva ce ține de bucătăria internă. Și pentru că face o referire la debutul ei în magazinul Nautil. Așa că, uite, asta este geneza titlului. Și pentru că spune ea, it looks cool on the cover. Arată bine pe copertă. Acum, dați-mi voie să tot de pe... Am selectat un citat pe care vreau să vi-l citesc, care a fost selectat și de către cei din editură și a apărut deja în materialele de prezentare. Ei, mi se pare foarte bun și nu am căutat altul. Să cumperi timp, să traversezi spațiul, să faci curat după extraterestrul pe care l-ai avut drept un safir, să uiți să respiri în timp ce o doamnă din lumea bună îți povestește despre clone, să te plimbi între două lumi paralele în căutarea unei fugare, să iei cina cu Lucifer și să nu ți se mai pare grav, să imortalizezi pe retină aura tristă a unui gin nomad. O referire așa, foarte un fason la ceea ce puteți găsi între paginile acestui volum. Și dați-mi voie să închei, ca să nu vă țin mai mult, cu câteva citate din, pe care eu le-am numit elemente de artă poetică. Sunt citate pe care le-am selectat din câteva interviuri ale ei și mie mi s-au părut semnificative. Teme nu mi-aleg, spune ea. Aleg subiecte, idei. Sau, mai exact, ele mă aleg pe mine. Pornesc de la imagini sau întrebări de genul ce-ar fi dacă. Faimosul what if. Și în jurul lor construiesc o poveste. Nu am o temă sau un subiect preferat, scriu în funcție de ce idee mi se pare mai interesantă sau de povestea pe care mi-ar place să o citesc la un moment dat. Întrebată fiind care este cea mai mare temere a ei în privința avertismentelor pe care le face science fiction-ul, ea spune lipsa de educație și dispariția culturii, o temă pe care am discutat-o și acum jumătate de oră aici, referitor la Ray Bradbury. În clipa în care te reduc la stadiul de animal și te mână în turmă, pot să facă orice cu tine. Populația educată nu va permite ca amenințările enumerate și multe altele să devină realitate. Dacă ai călătorit, în ce timp, în ce epocă ai vrea să ajungi? Răspunde, m-aș duce să, în trecut să fiu martor la formarea Universului și în viitor să văd cum evoluează civilizația umană. Mai spune, scriu ceea ce îmi place să citesc și cum am crescut citind science fiction și fantasy, desigur că m-am îndrăgostit de acest gen literar, mai mult decât de oricare altul. Îmi place libertatea de creație și să nu mi se impună restricții în ceea ce privește imaginația. Nu pot face o creionare mai bună în aceste minute ale portretului ei, dar închei spunând că mie mi se pare o prezență semnificativă în domeniul nostru. Trebuie să o felicităm pentru acest volum care are într-adevăr o foarte bună calitate a scriitorii, să-i urăm succes și să vă asigur că în ceea ce mă privește, eu cred că puteți cumpăra volumul ăsta, nu o să regretați dacă să-l citiți. E o bună alegere pe care a făcut-o și editura în persoana ei. Vă mulțumesc că sunteți aici cu ocazia asta. Mulțumesc!